Având în vedere că aici în Porolisum era o zonă de frontieră, Porolisum era oraș de frontieră, aveau loc de multe ori lupte dintre daci și romani. Pur și simplu, uneori dacii porneau în anumite expediții împotriva orașelor romane. Haideți să-i vedem pe cei de la Terra Dacica Interna. Din coace, din dacii care erau mai numeroși în zona aceasta, știm că era granița dintre dacii liberi și romani. Și vom asista la o scenă de luptă dintre ei. Luptau împreună și bărbații și femeile. Dacul îl salută. Este un nobil dac, poartă căciula specifică aristocraților daci. Are loc o discuție între ei și iată că lupta începe. Doi daci contra unui centurion roman, să vedem ce se va întâmpla. Centurionul încearcă să-l apere pe guvernator. Romanii se regrupează. Guvernatorul trebuie protejat. Dacii își dau semnalele lor de mână. Își pregătesc armele. Romanii provoacă. Haideți să vedem care vor câștiga. Dacii aruncă sulițele. Romanii se apără cu scuturile. Centurionul a reușit să pareze o lovitură. Din nou, alte sulițe și altele. Romanii se apără. Au fost de provocare, așa? Un nobil dac aruncă din nou sulița. Un dac atacă, dar este răpus de romani. Romanii le-au ocupat teritoriul. În spatele frontului, domnița dacă împreună cu escorta ei, în timp ce deocamdată soarta bătăliei nu este bine stabilită. În spatele romanilor este guvernatorul de Porolisum, iată. Sunt morți și de parte și de alta și din ambele tabere lupta continuă. Hai, dacii! Haideți, dacilor! Luptați vitejește, nu vă lăsați! Hai, dacii! Centurionul este încolțit, iată! Să vedem dacă va rezista! Încă un roman a mai fost ucis. Și încă un dac. Se pare că romanii vor învinge de data asta. Uite, nobila domniță este și în luptă, dar este ucisă. Romani cu centurionul și cu un infanterist. Să vedem cum va rezista. Aceste lupte s-au desfășurat în mod frecvent pe teritoriul județului Sălaj de astăzi. Dacul se luptă cu multă mânie, rezistă eroic. Toți romanii sunt împotriva lui. Se pare că va fi luat prizonier, dar a fost ucis până la urmă. Romanii au luptat foarte bine, i-au învins pe daci, să-i aplaudăm. Ridică din nou steagul legiunii a 13-a Gemina. Au învins la Porolisum romanii. Să se ridice și să-i aplaudăm pentru că au luptat foarte bine. Terra Dacica Eterna cu lupte între daci și romani. Ave spectatores! Vă salută! Să-i aplaudăm și să le mulțumim pentru spărietul ăsta strașnică.